Bună seara, sunt Alexandru Nicolic și vă invit la o nouă emisiune între spațiu și timp. În seara aceasta m-am hotărât să vă dezvălui o parte din secretele mele. Mulți mă invidiază pentru că, bă, mă rog, și ei știu mai bine de ce mă invidiază, nu care avea vreun motiv. Dar mulți bănuiesc că eu am pe undeva un fel de pile. Sau, mă rog, cineva undeva acolo sus mă iubește așa de tare încât prea mi se întâmplă multe lucruri de bine. Că mi se întâmplă lucruri de bine, mă bucur. Că unii nu înțeleg cum, păi hai să încercăm să facem un pic de lumină. Deci, de ce unor ale este bine? Pentru că aici intervin două elemente. O parte sunt cele pe care le poți face tu singur ca să -ți fie ție bine. Iar cealaltă parte este ajutorul pe care îl poți primi din partea unor entități pe care eu le numesc entități de lumină și iubire, mai pe scurt Eli, și care nu știu cum se face, dar tot timpul s să te ajute în secunda în care le soliciți. Cu ori fi Îngerașii care au grijă de mine Că am înțeles că fiecare are măcar un îngeraș Și alții zic că avem mai mulți îngerași, minim doi Nu contează cât sunt, că oricum sunt suficient de mulți Cine sunt aceste entități de lumină și iubire? Păi, uh, ar fi o listă extrem de lungă dar ca să detaliem acest element, ar trebui întâi să facem o retrospectivă a ceea ce Dionisia Răupagitul, unul dintre cei doi uh, discipoli de bază ai, lui, uh, ai Apostolului Pavel, deci Dionisia a scris într-o lucrare intitulată Cele nouă cete îngerești, despre cele nouă ierarhii spirituale adică îngeri, arhangeli, arhai, și uite așa urca până la etajul 9, unde ajungea la 8 și 9, heruvim, serafim. Acestea fiind entitățile uh, de un rang extraordinar de înalt, entități spirituale, cele mai apropiate de Dumnezeu. Bun, vreau și-o lângă Dumnezeu. E mai greu, trebuie să muncim. Trebuie să ne descurcăm cu ce avem de făcut prin planul fizic, cu cele 144 de lecții de viață și, dacă se poate, să avem grijă de sufletele noastre să ajungă cât mai bine. Iar atunci, cele 9 ce te îngerești fac parte, automat, din uh, termenul generic, entități de lumină și iubire. Păi, dacă. mult frumos în calendar și. În preajma zilei de naștere găsesc un sfânt, talentat și puternic. Pot eu să mă rog frumos la da el să mă ajute? Având în vedere că unii s-au născut în noaptea în care se prăznuia Sfântul Ilie. Și era și, și pe la miezul nopții, și era și duminică, și era și eclipsă totală de soare, ca și animeresc unii exact momentele când... Soarele are o problemă cu luna și se face eclipsă. Păi nu-i normal ca atunci Sfântul, în preajma căruia a materializat în planul fizic, să aibă o relație oarecum privilegiată cu persoana în cauză. Păi, hai să verificăm. Și în momentul în care m am apucat să verific, am constatat că da, așa e. Dar, având în vedere că Sfântul Ilie Sfântul proroc Ilie Tezviteanul este un sfânt puternic și, printre altele, se ocupă și cu trăsnete, fulgere și alte furtuni. Nu este un sfânt pașnic și comod, este un sfânt puternic și se supără repede. Așa că trebuie să am grijă să nu-l supăr, pentru că ajutorul lui îmi este foarte prețios. Toată acea forță Pusă în uh, mod constructiv, face veritabile minuni. Și bănuiesc că fiecare dintre noi avem, în preajma zilei de naștere, un sfânt la care am putea să apelăm. Sau, altă variantă și mai frumoasă, în momentul în care porți numele unui sfânt. Păi, dacă te cheamă ca pe el, n-ar trebui să aibă și el așa o o relație un pic mai atentă cu tine și tu cu el și să-i solicita ajutorul deci cam așa încep să îți dezvolți relațiile cu entitățile de lumină și iubire pornind de la elementele specifice ție, când am în planul fizic în viața asta am aterizat în zona cu pricina m-au dus, m-au botezat cu numele sfântului care este bun cu ăștia încep la ăștia ar trebui să mă duc să cioc cioc la ușă și să solicit ajutor. După care, în funcție de cât de multe lucruri ai de făcut, poți să extinzi solicitările și apelezi și la alte entități de lumină și iubire. Iar aceste entități de lumină și iubire au o problemă. Nu pot interveni în planul fizic nu pot să ajute un om sau să declanșeze o situație până când nu li se cere. Aoleu, să li se ceară participarea, atât. Din categoria, doamne, trimite un specialist că avem o lucrare. Hai să facem un bine. Aoleu, da, chiar așa de simplu e. Dar, după cum scria frumos în uh, Evanghelie, uh, bate și ți se va deschide. Uh, caută și vei găsi. Zău, așa scrie în Evanghelie. De ce nu folosim că scrie? Iar uh, în momentul în care apelăm la ierarhii de rang înalt, cum ar fi, de exemplu, Arhanghelul. Wow! De exemplu, Arhanghelul Gabriel. Este ierarhie spirituală de pe, nivel 2, 2 din 9, că prima era îngerii. Deci trebuie să fie puternic și talentat. Dar nu deranjezi un arhanghel decât pentru lucruri importante. Sau arhanghelul Mihail, la fel, mai mare peste toată boștirea cerească. Este ca și cum nu te în fiecare zi la Ministerul Apărării să deranjezi generalii pe acolo. Totuși, și după cum, iarăși, că n-am cum să sar peste elementul ăsta, Ioan Botezătorul, probabil că puțini au observat o relație între Fecioara Maria și Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul. Ele erau verișoare primare, implicit și... Isus și Ioan Botezătorul erau veri primari. Născuți la șase luni diferență unul de celălalt. Iar despre Ioan Botezătorul, adică despre vărul lui, Hristos a făcut o afirmație. După ce a aflat vestea tristă prin care Irod îl omorâse pe Ioan Botezătorul, îi pusese capul pe tipsie, îl oferise Salomei. În acel moment Hristos a vorbit despre Ioan Botezătorul și a spus El a fost cel mai înalt om născut vreodată din femeie. El era Ilie, dar ei nu l-au cunoscut. Ceea ce m-a făcut să trag o concluzie simplă, clară și directă. Sfântul Ilie n-a murit. S-a urcat la cer cu un car de foc. Câțiva din Vechiul Testament au pățit lucruri de genul acesta. De exemplu, și Enoch a fost luat la cer cu un car de foc. La fel și Ioan și Sfântul proroc Ilie Tesvideanu. Și ajung într-una din zile, acum câțiva ani, într-o localitate care se cheamă Ivan Sapir, în țara sfântă, unde înimeresc o grotă mică. Deasupra grotei era clădită, săpată în munte, o capelă micuță, o, că nu pot să-i zic biserică, era o capelă un pic mai mare. Iar acolo grota unde trăise Ioan Botezătorul și în interior două tablouri. Ioan Botezătorul și Sfântul Proroc Ilie. Nu Moise, nu altcineva, numai unul și unul. Ce legătură așa strânsă o fi între Ilie și Ioan Botezătorul? Da, bună întrebare. Dar, bineînțeles, rămâne de studiat sau cum ar spune unii, ce treabă avem noi cu. Păi avem. Pentru că dacă vorbim de cel mai înalt om născut vreodată din femeie, așa după cum a spus Hristos, înseamnă că avem de-a face cu o entitate terestră care a muncit, a evoluat, a crescut și a ajuns la un nivel de performanță fantastic. Și atunci e bine să poți să apelezi la. Un sfânt cu asemenea capacitate pentru lucruri dificile. Și credeți-mă că orice apelare justificată, corectă, este 90% rezolvată situația. Ce înseamnă justificată și corectă nu te-a pus să ceri, nu te-a pus să comanzi, nu te-a pus să soliciți ceva ce poți rezolva singur. Ceva ce stă în puterile tale îți aparține ție și tu trebuie să-l faci. Ceea ce nu poți tu și pentru care ai nevoie de ajutor, acolo da. Acolo poți să soliciți orice formă de ajutor. Iar în momentul în care îți trăiești viața, înconjurat de prieteni mai văzuți, mai puțin văzuți. Important este să, să fii acolo și să-ți poată da sprijinul de care ai nevoie. Și trebuie doar să le permiți să te ajute, să solicite acel ajutor. Pentru că altfel ei nu pot intra în joc. Și gândiți-vă că e șocant ca entități de lumină și iubire să stea să aștepte. Ca un om să le solicite ajutorul. Marea lor problemă este că se apelează prea puțin la ei și stau și așteaptă până când un om își găsește destul curaj încât să le solicite ajutorul. Și, porma, lucrurile devin simple. Iar, din categoria lucrurilor simple, păi imaginați-vă cum procedează unii ca să-și facă rost de o chestie greu de găsit până zilele noastre. Cum ar fi, de exemplu, într-un oraș simpatic și aglomerat ca și Bucureștiul, să-ți găsești la porele prânzului sau la orice oră loc de parcare. Aoleu! Te replasezi cu mașinuța de colo-colo și ajungi la destinație. Aoleu, unde parchezi? și să apelezi în momentul respectiv la o formulă de genul: "Măi, frații mei văzuți, nevăzuți prietenii mei dragi, aranjați și voi un loc de parcare că avem treabă la instituția X. Și exact când ajungi tu acolo, tocmai se eliberează un loc de parcare. După care parchezi, te duci, rezolvi și pleci." Bineînțeles că frumos este să și mulțumesc pentru rezolvarea promptă a solicitărilor. Iar a trăi așa pare ciudat. Bineînțeles, coincidență, nu merge. Coincidențele au fost desfințate prin legea numărul 6. Cauză, efect, totul apare de undeva. Și locul ăla de parcare a apărut de undeva. Bineînțeles că, ok. Încercați și discutăm după. Să vedeți ce, ce simplu e. Și așa, verificând, folosind ajutorul pe care entitățile de lumină și iubire ne-l dau, viața devine de-a dreptul spectaculoasă. Și porma, nu înțeleg ceilalți ce faci tu, cum faci tu, că vor și ei. Când le spui despre ce vorba, a, nu se poate, nu, că eu n-am curaj să fac așa ceva, mie mi-e frică. Ok, ce este frica? Lipsa de Dumnezeu. Orice om care are frici, temeri, spaime, nu-l simte pe Dumnezeu lângă el. Iar când Dumnezeu nu e cu tine, problema, ghinion, e de rău. Iar a trăi cu Dumnezeu, nu e chiar așa de greu pe cât pare. Ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu? Păi să respecti regulile alea minime de bun simț, să-ți iubești aproapele, să colaborezi cu entitățile, cu, cu oricine. Și să trăiești normal, firesc, făcând din această relație cu entitățile de lumină și iubire o componentă a existenței tale. Ce înseamnă sfânt? Cum ajunge omul sfânt? Păi, din punct de vedere tehnic, definiția unui sfânt ar fi un om care aflat pe parcursul realizării celor 144 de lecții de viață, într-una din vieți, bate recordul la manifestarea unei anumite calități sau virtuți și devine vestit pentru atitudinea respectivă. În acel moment, datorită exemplului pe care îl oferă, acel om care a pătut recordul devine sfânt. Iar cine a citit viețile sfinților, poate că a observat acolo majoritatea, dacă nu chiar toți, cei care au ajuns sfinți, inițial au fost mari păcătoși. După care viața li s-a schimbat brusc. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că într-un anumit moment al existenței pățești ceva care declanșează un moment al trezirii în care Aoleu, dar ce fac eu aici? Ce fac cu viața mea? Și în acel moment, tot ce ai trăit până atunci se ia, se stopează și începe noua ta viață. Posibil o viață de sfânt, să nu credeți că mi-am propus să ajung sfânt. Nu țin să bat recorduri. Are cine să le bată. Imaginați-vă însă că efectele pe care le presupune un asemenea mod de viață în care tu devii exemplu și mai mult decât exemplu, devii recordman, produc transformarea asupra structurii fizice. Iar sfinții, au, printre alte elemente de identificare, și așa numitele moaște. Ce sunt moaștele? Un corp fizic care, uh, care a fost folosit de către un suflet, care s-a manifestat atât de măreț, sublim, încât a impregnat corpul eteric și l-a lipit de cel fizic, în așa fel încât s-a blocat procesul de putrezire. Și structura acelui corp fizic, de care a rămas lipit uh, corpul eteric, a rămas intactă. Acel om și-a prelucrat atât de mult corpurile încât le-a transformat în moaște. Ba chiar unii reușesc performanța de a crea moaștere din care izvorăște mirul. O esență a esențelor de virtuți. Vă dați seama ce suflet trebuie să ai, cum trebuie să-l manifesti, în așa fel încât să lași asemenea urme ale trecerii tale prin planul fizic. Dar, și acum vine șocul, Asta nu înseamnă că ai trecut prin cele 144 de lecții de viață pe care cu toții trebuie să le parcurgem ca să ajungem până la capătul capătului, acolo unde ne așteaptă Dumnezeu. Cum adică, păi bun, am fost sfânt în viața cu tare. Dar da, da, de acord, dar mai ai 4 uh, 46 de lecții de viață. Aoleu. Și uite așa putem să avem surpriza să ne întâlnim pe aici, prin planul fizic, cu Suflete care, în urmă cu câteva existențe, au bătut recordul și au ajuns sfinți. Ba chiar e ciudat la un moment dat să, să ajungi tu, cel aflat acum în viața actuală, să stai la coadă la moaștele celui care ai fost acum nu știu câte vieți. E șocant. Și credeți-mă că am avut ocazia să, să ajung la muzeul moștelor în Ierusalim, unde sunt păstrate moște de la 700 de sfinți. 700 de sfinți. Și nu pot să vă spun ce vibrație și ce energie se degajează acolo, că pur și simplu e mai cald decât într-un furnal. Așa, energie emană acele moaște. Dar să sperăm că nu ne facem uh, sfinți, sau să sperăm că ne facem. Vă mă rog, fiecare, după cum dorește, unii vor să fie sfinți, alții nu. Cert este că, în relația cu entitățile de lumină și iubire, e bine să te asiguri că sfântul la care apelezi, nu se află, și el în planul fizic, în aceeași perioadă cu tine, și este dincolo, ca să-și poată manifesta capacitățile pe care le-a demonstrat. Și atunci, bineînțeles, formula de comunicare cu entitățile de lumină și iubire are câteva cuvinte cheie de verificare, cum ar fi Rog toate entitățile de lumină și iubire care sunt, care pot, care vor, cărora li se permite. Acestea acoperă toate variantele posibile, în așa fel încât să nu apelez la un sfânt care întâmplător e și el ocupat cu lecția lui de viață în planul fizic, în același timp cu tine, chid că poate într-o altă țară sau pe un alt continent și te asigură de uh, ajutorul tuturor celor disponibili și după cum ați văzut, cărora se permite sunt uh, entități de lumină și iubire specializate pe anumite domenii în care au bătut recordul în viața X Deci tot este extrem de bine organizat oare de ce oamenii nu au fost curioși să afle mai multe despre asta? Dar să sperăm că această curiozitate va exista. Pentru că, uite, așa își face omul viața mai ușoară, numai dacă vrea. Iar, pentru că viața depinde de deciziile noastre, trebuie să dăm timpului ce este al timpului, adică o scurtă pauză publicitară. Împreună, și bineînțeles cu aceeași temă interesantă, în care discutăm despre cum am putea să ne facem viața mai uh, ușoară, mai frumoasă, în relație cu tot ceea ce înseamnă entități de lumină și iubire, care sunt, uh, bineînțeles, uh, cei mai scump și cei mai puternici prieteni ai omului. Gândiți-vă că e ușor. Că dacă vi se pare greu, mai bine nu încercați. Dacă un lucru nu ți-l imaginezi ca fiind posibil, nici nu te vei putea apropia de el. Este ca și cum, leu Everest, mă urc pe Everest. Nu! Everest e o munte. Pe un munte poți să ajungi în diverse variante. Bineînțeles că versanții sunt mulți, există și versanți mai ușori, este și grad de dificultate crescut, dar cum facem să avem o viață cât mai ușoară, cât mai bună, în așa fel încât să scăpăm de tot ce e greu, tot ce e dureros? Păi simplu, stabilim un sistem de comunicare cu unitățile de lumină și iubire. Deci, în primul rând, trebuie să le recunoașteți existența. Ce se întâmplă cu persoanele care neagă existența ierarhiilor spirituale? Sunt și oameni de acest gen. E dreptul lor. Gândiți-vă că o persoană care neagă existența planului spiritual, în momentul în care va părăsi planul fizic și se va duce dincolo la odihnă, va avea parte de o odihnă la propriu. În sensul că perioada de timp necesară până la următoarea coborâre în planul fizic o va petrece la somn. Ai negat existența planului spiritual, el nu se va manifesta pentru tine și vei fi ținut într-o stare de odihnă totală. Altfel, dacă ajungi dincolo și, bineînțeles, ai format deja un sistem de comunicare cu ierarhiile spirituale. Dincolo, lucrurile continuă. Iar strângerea relațiilor este un lucru extraordinar de bun, frumos, util, necesar. De doamne, să încercăm. Sistem de comunicare? Păi, cum să fac? Cum să, să mă apuc să-i scriu un e-mail? Nu, nu cred că au uh, conexiune la internet ierarhiile spirituale. Dar aș putea apela la forțele Sufletului meu, care ar putea lansa imaginea a ceea ce își dorește sufletelul meu, în așa fel încât imaginea aceea să fie percepută de către ierarhiile spirituale și, bineînțeles, să se aprobe sau nu crearea a ceea ce am solicitat. Sub ce formă se fac solicitările? Păi, imaginați-vă că nu știți de unde să începeți. Care ar fi primul lucru pe care l-aș cere entităților de lumină și iubire din secunda în care aș afla că există cum există, pot să le cer ajutorul și vin să mă ajute? Vreau și eu. Păi, primul lucru pe care l-aș cere ar fi să mă ajute să-mi scoată în cale oamenii, conjuncturile, situațiile prin care să pot să-mi găsesc calea mea. Calea pe care m-aș simți eu cel mai bine, așa după cum există suma tuturor vieților mele până în prezent. Care ar fi cea mai potrivită cale pentru mine? Există căi nenumărate pentru fiecare, există cale care îi se potrivește cel mai bine. Căutați-o pe aceea. Nu contează dacă o cale e mai bună decât alta, pentru că e greu să le echivalezi. Dar fiecare are o cale pe care o simte că e a lui. Deci rugați să fiți ajutați să vă găsiți calea aceea. După care, să zicem că vreți să obțineți ceva. Eu știu, aveți de rat un examen sau ceva asemănător. Doamne, eu învăț. Mă duc la examen. Rugați frumos intențiile de lumină și iubire să vă ajute. Ce înseamnă asta? Păi să vă ajute să învățați ceea ce va pica ca și subiect la acel examen, în așa fel încât să luați examenul. Asta nu înseamnă că vă uh, obțineți vreun avantaj în dauna celorlalți participanți. În definitiv, n-ați luat jucăriile nimănui. Doar ați cerut să fiți ajutați să învățați și să vă descurcați, fără să dăuneze și altora. După cum spun uh, regulile spirituale, orice lucru este permis cu condiția să nu producă prejudicii. Nici ție, nici altora. Libertatea fiecăruia dintre noi este extinsă până acolo unde deja un alt om se simte lezat de acțiunile tale. Deci poți să faci orice, atâta timp cât ce faci tu, nu-ți face rău nici ție și nici altora. Restul se pare că se acceptă. Adică nu vine nota de plată, că aia era problema, că de plăsat ne lasă să facem toate drăznăile posibile. Deci, în momentul în care apelez la entitățile de lumină și iubire, fraților, vă rog eu frumos, haideți că avem un examen de dat bun sau o altă situație dificilă. Frații mei de lumină și iubire, eu mi-aș dori. Eu știu ce Vă doriți un lucru dificil și pe care în mod normal v-ar fi greu să-l realizați. Vreau să ajung și eu acolo. Acest acolo însemnând undeva. Un loc, poate în țară, poate în altă țară, nu contează unde. Fără să puneți nicio piedică, ci doar să vă exprimați dorința. Aș vrea să. Urmând ca. fraza următoare să fie ceva de genul următor. Dacă voi credeți că e bine, e util, e necesar să se întâmple ce mi-am dorit eu, atunci faceți voi posibil să se întâmple. Dacă voi credeți că nu mi este necesar, nu mi-e util, nu, atunci blocați-mă ca să nu se realizeze elementul respectiv. Și o să vedeți că, lăsând la alegerea entităților de lumină și iubire, să decide ele dacă e bun, dacă ai nevoie sau n-ai nevoie de ceea ce ție ți se părea că trebuie, scăpați de foarte multe belele, cum ar fi răspunderea pentru decizia proprie. E ca și cum te duci cu un proiect la un șef să-ți aprobe proiectul. Șeful poate să-l aprobe, poate să-l respingă, mă rog, cu argumentații, fără argumentații, că așa sunt șefii, îi scălesc și ei sau nu îi scălesc. Deci scăpați de povara de a lua o decizie. Unor alea este foarte greu să iau o decizie. Și până să iau o decizie, întreabă în stânga, în dreapta, pun 50 de oameni să le dau un sfat, după care, bineînțeles, că nu ascultă de niciun sfat și fac fix ce nimeresc ei în secunda respectivă. Deci, în momentul în care nu mai poți tu povara pentru decizia pe care o iei și în momentul în care tu privești uh, cu detașare, cu echilibru, cu armonie și varianta de realizare și varianta de nerealizare, acel lucru se va produce exact așa cum este corect. De foarte multe ori am auzit folosită într-un mod mai bun sau mai puțin bun expresia așa a vrut Dumnezeu. Care o fi voia lui Dumnezeu? Cum vrea Dumnezeu să arate viața mea? Păi îl întreb, îmi spune și e, nu chiar așa simplu. Că după ce îmi spune, depun contestație că o să mi se pară prea greu ce vrea Dumnezeu de la mine. Bineînțeles că el are dreptate. Întotdeauna are dreptate. Dar omul contestă că așa suntem noi antrenați. Iar în momentul în care vrei să faci voia lui Dumnezeu, orice solicitare ai avea, orice proiect ai depune oriunde, te duci, rogi să fii ajutat să ți se aprobe. Dar la sfârșit, pui formularea. Facă-se voia tatălui, nu a mea. Prin asta îl lași pe Dumnezeu să restabilească varianta corectă a lucrurilor. Nu cer tu ceva pe care ți-l dorești tu și care s-ar putea să fie dăunător toxic cu vicii ascunse sau mai știu eu în ce altă variantă, ci îl lași pe Dumnezeu să facă el așa cum știe că e cel mai bine. Dar până să ajungem noi să fim așa de înțelepți, trebuie să ne mai antrenăm. Înțelept, aoleu, ce este un înțelept? Păi acel om care știe ce trebuie făcut și știe și momentul optim când acel lucru se poate realiza cu minimum de efort și cu maximum de randament. Iar comunicarea cu ierarhiile spirituale, cu entitățile de lumină și iubire, presupune Etape. Etape în care, așa cum te trezești dimineața și îi, îi vezi pe cei din jurul tău și îi urezi să aibă o zi frumoasă, le dai o bună dimineața, cam așa ar trebui procedat și cu ierarhiile spirituale. De exemplu, ce-o fi așa de greu să-ți începi ziua spunând ceva de genul Doamne, eu astăzi vreau să fac voia ta. Ajută-mă să fac voia ta. Din start, faci o afirmație care îți va ordona ziua într-un mod chiar uneori de-a dreptul spectaculos. Iar seara, dacă tot îți termini activitățile și te duci să visezi în planurile pe unde-i visa, ce-ar fi așa de greu să rogi entitățile de lumină și iubire să te ajute să te odihnești? să te ajute să și visezi și dimineața să fii ok, fresh și cu visul contabilizat, adică ținut minte și odihnit cu bateriile încărcate pentru o nouă zi de muncă, după care iarăși îl anunțăm pe Dumnezeu Doamne și astăzi vreau să fac tot voia ta, ajută-mă să fac voia ta uh, astea sunt uh, ceva ce în trecut uh, s-ar fi încadrat la mantre care făceau parte într-un ritual. Ritualul trezirii de dimineață, ritualul coborârii iarăși în planul fizic după ce am visat cine știe pe unde. Pe vremuri oamenii învățau să trăiască așa și așa, asta era viața în cadrul uh, marilor temple ale antichității, acolo unde discipolii erau antrenați mulți ani de zile, chiar zeci de ani, Până când deveneau pregătiți pentru a primi inițierea. Indiferent că era primul grad, al doilea sau al treilea grad de inițiere, care îți aducea beneficiile unei cunoașteri uriașe. La ora actuală putem să trăim fiecare cu modul nostru de viață și cu ritualurile noastre. Mai au oameni astăzi, în 2016, ritualuri? Teoretic ar mai fi, dar extrem de puține mai respectăm noi ceva încât să putem pune eticheta pe acel ceva ritual? Adică o chestie importantă, făcută într-un fel, într-un mod deosebit, cu o anumită trăire, cu o stare, stare, bun cuvânt. Bine ar fi să avem aceste ritualuri, pentru că fără ele, viața noastră e o alergătură de roboței, care dărâmă planul fizic pe acolo pe unde îl găsesc și pormă se miră de ce, de ce, nu sunt fericiți și de ce viața lor nu este roz. Păi cum dacă nu respecti nimic, nici măcar pe tine? Și atunci entitățile de lumină și iubire stau cu minți pe lângă noi și așteaptă. Ce așteaptă? Păi un semn, ceva, pu, pu strigăt, din categoria fraților săriți că nu, mă, nu mai știu ce să fac indiferent cui adresați această formulare, veți vedea că se întâmplă lucruri în jurul dumneavoastră. Unii spun că e rău să auzi voci. Păi pavilionele auriculare sunt necesare pentru a auzi, nu? Deci funcția urechilor este să audă. Dacă nu aud vocile, atunci ce să aud? Oamenii nu vorbesc cu voci? De unde știu eu că nu fi vocea vreunui om? Și credeți-mă că nu e atât de important cine e respectivul, chiar dacă uneori se întâmplă să, să vină să te ajute un suflet drag ție cu care acum câteva vieți era într chiar într-o relație de rudenie, și să constați că acum el e dincolo, vine, te ajută, și are grijă să te tragă de mânecă atunci când deciziile tale nu sunt cele mai înțelepte. Deci încercați să vă stabiliți un mod de comunicare cu aceste entități de lumină și iubire. Una dintre variantele cele mai simple este utilizarea magiei scrisului. Aoleu, magie, sună periculos. Nu, nu, stați ușor că nu e chiar așa. Ne-au învățat la școală să și scriem, nu doar să citim. Iar scrierea, adică punerea în forme create de pânuța proprie, a unor imagini, a unor idei, a unor concepte, creează o anumită energie, o anumită vibrație. Imaginați-vă cum e să pui pixul pe hârtie și să te trezești scriind, de parcă îți dictează cineva, și să meargă pixul așa, singur. Vezi și tu ce scrii și când vezi, e prima dată când vezi despre ce e vorba, sau să ți întâmple fenomene și mai ciudate, cum ar fi să fii în, în, grota cu viosul lui Ioan de la Prislop, unde lumina e mai puțină. Dacă stau doi oameni în, la intrarea în grotă, sigur se face întuneric. Și tu să stai lipit de un colț lângă zidul din spate, cu pixul, cu caietelul și să scrii. Bineînțeles, pentru fără să vezi ce scrii și să scrii. Și să umpli 3, 4, 5 pagini. Așa, repede. Când ești acolo, vezi ce ai scris. Și pe urmă, încep să tragi concluzii. Este enervant să primești un răspuns înainte de a termina tu întrebarea. Nici nu te lasă să termină întrebarea și imediat vine răspunsul. Capacitatea lor de a reacționa este mult mai rapidă decât capacitatea noastră de a pune întrebări. Și credeți-mă, li s-a întâmplat multora. Așa că încercați, poate. poate să avea vreun pic talentat care știe să scrie singur și să vă dea răspunsul la întrebările pe care nici n-ați vrea să vi le puneți vreodată. Dar viața te face uneori să pui și întrebările alea grele. Dar asta se întâmplă în momentul în care tu vrei să fii ajutat. În momentul în care îți recunoști propriile limite. Pe cum? Păi eu sunt talentat, eu rezolv totul singur, eu fac totul singur. Că eu știu. Vine un moment în viață când ceea ce știi tu nu te mai ajută când orice ai face tu nu mai poți să rezolvi, că depășește capacitatea ta. Pentru entitățile de lumină și iubire e foarte simplu să facă acele lucruri care ție -ți sunt momentan imposibile. Așa că ce-o fi așa de greu să îi rogi, hai mai fraților, că nu mai știu cum să fac, ziceți-mi soluția. Și în secundă aia vine soluția. Sau te apuci și cauți pe un raft plin cu dosare, bibliorafturi și alte minuni, cauți un dosar pe care cineva nu l-a pus la locul unde trebuia să-l pună. Și bineînțeles, nu o să iei tot raftul, să-l dai jos, să... Nu, Rogi frumos închitățile să te ajute să-l găsești. Și vezi că pleacă mâna așa singură să duce și scoate un dosar de acolo. Nici nu trebuie să te uiți la el, e ăla pe care îl căutai. Minuni? Nu, lucruri normale, firești. Încercați, poate merge. Probabil că unii dintre noastre deja se îngrijorează privitor la starea sănătății uh, mentale a mea, bănuiesc. Uh, încă n-am înnebunit suficient de mult și nici nu-mi doresc, dar uh, e bine să trăiești făcând minuni sau măcar participând la ele, că nu le facem noi. Noi suntem niște mici reprezentanți ai sufletelor noastre pe aici prin planul fizic. Ce caută sufletele noastre în planul fizic? Păi evoluție, pentru că aici în planul fizic este singurul loc unde există evoluție, pentru că aici ai confruntarea cu două opțiuni, cu binele și răul. Dacă nu te confrunți măcar cu două opțiuni, n-ai ce să alegi, deci meritele tale sunt zero. Iar la capitolul merite, gândiți-vă că ce înseamnă a avea merite? Cine să-ți recunoască meritele? Cine să-ți dea dreptate? O, oh, asta cu dreptatea este o problemă gravă. Toată lumea vrea să aibă dreptate. Gândiți vă eu nu vreau. Nu-mi doresc să am dreptate, că nu-mi folosește la nimic. O să vă explic și de ce. Dacă am dreptate, eu știu că am dreptate. Nu trebuie să mai confirme și alții. Dacă n-am dreptate și mi se dă dreptate, înseamnă că cineva mă minte. Deci tot n-am nevoie. De ce vor oamenii să aibă ei dreptate și să le demonstreze ei celorlalți ceva? Nu avem nimic de demonstrat oamenilor. Toți avem de demonstrat doar nouă că putem să facem mai bine decât am făcut până acum. Singura părere care contează este părerea pe care o au ierarhiile spirituale implicit Dumnezeu despre noi, părerile oamenilor, dacă oamenii te laudă, hm, dacă oamenii nu te laudă, la ce folosesc? Ceea ce contează e relația ta cu Dumnezeu. Iar în momentul în care regăsești o cale prin care Dumnezeu să-ți fie aproape, cu ajutorul. Entităților de lumină și iubire, în acel moment chiar viața devine superbă. Atât de frumoasă încât uh, încep să te întreb cum ai fi trăit până atunci uh, când vezi cât de ușor se rezolvă lucruri care par de-a dreptul imposibile într-un alt context. Încep să te întreb, oare la ce școală ar trebui să mergem să învățăm cu adevărat? Uh, să trăim ca niște oameni. Deocamdată trăim precum uh, niște animale sociale, așa cum spunea Platon despre om. Animal social. Da, un, o ființă cu impulsuri, cu instincte, cu, dar care respectă niște reguli. Iar uh, una din regulile pe care ar fi bine să nu uitați este colaborarea. Nu încercați singuri, e greu, Încercați să colaborați cu ierarhiile spirituale, indiferent care ar fi ele, cu toți cei care abia așteaptă să ne ajute. Și viața, viața fiecăruia dintre noi va fi mult mai luminoasă. Iar până la o nouă întâlnire, Alexandru Nicolici vă, urea, vă urează să aveți parte de cât mai multă iubire.